Să vă doresc fericit. Merry Christmas, everyone. Thank you for coming. Vă doresc un Crăciun fericit. Îmi pare bine că ați venit. It's such a magical season here in Siget today. I'm really privileged and honored to be of attendance in this magical moment for this town here in Siget Marmației. Sunt foarte încântat să fiu în acest loc magic, să fiu astăzi la Siget Marmației. My name is Al Mina. Mă numesc Al Mina. I'm a former US Peace Corps representative here in Romania. Sunt un fost membru al Corpului Păcii aici în România. And I am currently running for the US Senate in the federal cycle in și pe moment candidez pentru Senat in the state of Virginia. Din ca reprezentant al statului Virginia. I've authored mostly on books that is relevant in the fourth industrial revolution. Sunt de regulă un scriitor care a scris multe cărți în domeniul revoluționar al economiei. Specifically the use of artificial intelligence, social media. Mai ales pe folosirea inteligenței artificiale a mass mediei. Blockchain technology. A tehnologiei. Cloud computing. A computerelor. And progression of 3D printing in economic development. Și progresul printării în economie. I specialize in emerging frontier markets and developed countries. Sunt specialist în dezvoltarea de marketing în anumite țări. And Siget is a special place for me. Pentru mine Sighetul este un loc special. This is the home of my second family. Este casa celei de-a doua familie ale mele. And last October, anul trecut în octombrie, Madame Lourdes was showcased in Washington DC. A avut parte de un showcase în în orașul Washington DC. At the Alianța Gala. La Gala Alianței. Hosted by the Romanian Embassy in Washington DC. Ținută de ambasada României din Washington. And former US ambassadors and representatives to Romania. Și de foști reprezentanți și ambasadori din România în Statele Unite. Some of the most prominent attendees at that event was Ms. Paul Selling and her husband Radu. Unul dintre participanți la această Ms. Paula Selling. A fost doamna Paula Selling împreună cu soțul ei. And her husband Radu. Soțul ei Radul. And have initiated an opportunity for investors from America. Și-au inițiat o oportunitate pentru investitori din Statele Unite. To consider Romania as an investment destination. Să consideră România ca un loc pentru investitori. And consider Romania as a tourist environment for the next opportunity for Americans that are interested in coming. Și să consideră România ca un loc turistic în care americanii să poată veni. I want to also point out that we recently just welcomed a new ambassador to Romania. Vreau să punctez că am dorit să urăm binevenit noului ambasador al Americii în România. Ambassador Zuckerman is originally from Romania. Noul ambasador se trage din România. And immigrated to the US at a young age. A emigrat în Statele Unite la vârstă foarte fragedă. And had ascended at the top level of one of President Trump's close advisors. Și a ajuns în ziua de astăzi să fie unul dintre cei mai proeminenți suporteri al domnului Trump. The group also covered two initiatives. Grupul are două inițiative. The first is the 2020 US Census campaign. Prima campanie ar fi cea din 2020 în care să se facă un recensământ. Alianța. Alianța. Together with the Romanian Embassy. Împreună cu ambasada României. Romanian and American community.
comunitatea română-americană and church groups around the country și grupurile bisericilor din toată țara is planning to support the upcoming 2020 census with an important social media campaign to encourage sunt cei care ajută la inițiarea acestei campanii din 2020 Romanian Americans de recensământ a româno-americanilor to mark themselves down as of Romanian origin during the census count. Ca ei să explice în momentul în care se face recensământul dacă au origini românești. Estimates of Romanian American strength in the U.S. vary from 800,000 to 1.5 million Romanians of Romanian origin. Deci, la ultima calculare, peste 800.000 de români din de americani au origini românești în Statele Unite. To make sure every American of Romanian heritage knows. Vor să facă să se asigure că fiecare american de origine română știe how to note that on their census form. Cum trebuie să completeze acest formular de recensământ. Alianța. Anumită alianța. Is launching campaign with Romanian Americans across the country to get the word out. Și ei lucrează ca să împrăște această idee la toți americanii. An accurate count will help strengthen the U.S.-Romanian partnership. Deci, o numărătoare corectă ar ajuta la să facă mai puternică această alianță. By showing the role of Romanian Americans in communities from coast to coast. Arătând rolul românilor din de la o coastă de est până la coasta de vest a Americii. Singer Paula Selling. Cântăreața Paula Selling. And other Romanian celebrities. Și alte celebrități române. Are urging Romanian Americans to show their pride by writing Romanian on question number 9 on their forms. Doresc și încurajează pe toți americanii de origine română să completeze acest formular. The second initiative is the visa waiver for Romania. A doua inițiativă este ridicarea vizelor pentru cei care doresc să călătorească spre Statele Unite. For several decades, de câteva decenii, there have been issues and problems on getting access. S-au întâmpinat multe probleme în accesarea tărâmului american. To short-term visas. Pentru vizele de termen scurt. In order to travel and visit with families in the U.S. Pentru cei români care doresc să își viziteze familiile sau să viziteze Statele Unite. Since its founding. De când s-a format. Alianza has supported efforts in Congress to end discrimination in the U.S. visa system against Romanian citizens. Această alianță a luptat mult pentru întărirea relațiilor din România și America pentru a scăpa de aceste vize. Today, Romania. Astăzi, România. It's one of the only four EU countries. Este una din cele patru țări europene which is not a part of the US visa waiver program. Care nu este parte din această scoatere a vizelor către Statele Unite. Which allows EU citizens to visit the US without a visa. Care permite cetățenilor din Uniunea Europeană să viziteze Statele Unite fără viză. Alianța is working with members of Congress. Alianța lucrează cu membrii din Congres. The Romanian Embassy in Washington D.C. Cu ambasada română din Washington D.C. The travel industry in both countries. Cu agențiile de călătorie din ambele țări. An interested American ethnic organization to change the law. Interested. Și American sunt interesați ca comunitățile, organizațiile etnice să scoată aceste vize către Statele Unite. What is the visa waiver program exactly? Ce este acest program de scoatere a vizelor, mai exact?
a U.S. policy allowing citizens of partner countries to travel to the U.S. for up to 90 days for tourism or business without receiving a visa. Este faptul că dorim să avem să se poată călători în Statele Unite între 30 și 90 de zile fără viză pentru cei care lucrează sau doresc să lucreze parteneriat în Statele Unite sau pentru cei care își vizitează familiile. Since Romania is not now part of the VWP, Visa Waiver Program, deoarece România este acum parte a acestui program, Romanians need to apply for a visa to visit family members. Românii trebuie să aplice pentru viză ca să poată călători în Statele Unite să-și viziteze familiile. And business associates in the U.S. sau asociații de business din Statele Unite. Why do we care in America and why should Romanians participate? De ce dorim ca România să participe la acestea? As a former Peace Corps volunteer in Romania, ca și fost membru a Corpului Păcii în România, that stemmed from back in 2008, asta se întâmplă în 2008. I've seen a lot of progress happening in the country. Am văzut multe progrese întâmplându-se în această țară. As well as cooperation opportunities. La fel ca și oportunitățile de cooperare. For both Romanians and Americans. Pentru români și americani. To engage in business. Să se implice în business-uri. Cultural dialogue. Dialoguri culturale. Intergovernmental exchange. Schimburi interguvernamentale and education. Și educație. It also hurts American and Romanian families and American and Romanian businesses. De asemenea, este un pic mai rău pentru business-uri sau pentru familiile româno-americane. When we do not have that access to both markets. Când nu avem acces la cele două marketuri. It undermines rather than strengthens U.S.-Romanian partnership. Subminează, de fapt, parteneriatul dintre România și America. How can Romania join the visa waiver program? Cum România poate să se alăture acestui program de scoatere a vizelor? Several members of Congress. Câțiva membri din Congres. Have introduced legislation to bring Romania in. Au introdus legislații care să aducă România pe acest ordine de zi. They include the JOLT Act, J-O-L-T. Au introdus acest program, J-O-L-T. Sponsored by Representative Mike Quigley, care Democrat. Este suportat și sponsorizat de reprezentantul Mike Quigley. Care aparține Partidului Democrat. And Allied Nations Travel Modernization Act, sponsored by U.S. Representative Daniel Lipinski. Și modernizarea Alianței Națiunilor pentru cei care călătoresc, care este sponsorizată de un reprezentant al Statelor Unite. And as a candidate in the U.S. Senate, ca și from candidat, the state of Virginia, în Statele Unite din partea statului Virginia. I will continue to endorse dialogue between Romania and the U.S. Voi încerca să continui acest dialog dintre România și Statele Unite. In progression with a bilateral agreement in economic development. În același timp cu progresul economic dintre România și Statele Unite. We don't know which effort will be successful. Nu știm care din aceste eforturi va fi de succes. But we support all efforts to extend visa waiver to all Romanians. Dar suntem dispuși să ajutăm să se scoată aceste vize pentru a putea merge în Statele Unite fără viză. With that said, I'll be glad to take questions. Mi-ar plăcea dacă ați avea întrebări pentru noi. Ok. O să întreb direct în engleză? Da, sure. Okay. First of all, I want to tell you
welcome again in Siget. It's very nice to hear somebody is concerned about visa problem, because it's a problem for here, for Romanian people. It's very not nice thing when we see our neighbors, Hungarian people, right, can go on without problem, without visa. It's a little bit embarrassing because Romania have a very good relationship with United States, and I know and not can understand the politics of the United States government about this problem. I hope when you success running in Senate, we help us, we can go without visa in America. And also, it's very nice to hear you are concerned about development relationship economics between Romania and United States. I hope you, after reach the Senate, can to Siget and bring with you a few business people, right, and we put a little bit energy to develop a local business. Absolutely. Okay. Thank you. My background is in economic development. Prior to joining the U.S. Peace Corps, I was working for the Virginia Economic Development Partnership under Governor Mark Warner's office. Majority of my background is foreign direct investment and emerging and frontier markets around the world. We look at and identify new places where we can endorse U.S. businesses to export or consider as a business destinations for American companies. I first came to Romania, and my very first visit to Siget Mamace was in 2008. And back then, there wasn't a whole lot of economic, you know, cooperation going on between various markets, you know, considering all the emerging markets around the world. But today, that has changed significantly in the last 10 to 11 years. There's more investment coming into Central and Eastern Europe compared to countries that are in the Western European countries in the EU. Pentru că eu am venit în 2008 în România, astăzi pot să vă spun că este o mare schimbare în ceea ce se întâmpla în 2008 în relațiile economice și ce se întâmplă în ziua de astăzi. Background-ul meu este în dezvoltare economică, deci de aceea pot să vă spun direct aceste lucruri. Sorry. No problem. So my specialty is in economic development. I've written books such as The Survival Guide on the Fourth Industrial Revolution to complement our strategy. As Americans, we have to look at the market environment. We can't just, you know, pump in, you know, funding unlike certain countries do and hope that everything's going to work out. What we have to do is basically to be very strategic and create an environment that's going to enhance rather than diminish growth within a marketplace. Our strategy is to look at the long-term viability of development in the country and in the community, like you say, to be able to incorporate our strategy in long-term sustainable growth. And that's our policy, and that's my policy, personal policy as a professional in economic development. I think this is going to be conducive to the, you know, what Romania and Siget Mamace is looking to accomplish, especially with Maramureș as the destination for tourism and economic development. Yes. So your sentiments is equally you know, level in Washington, D.C. We appreciate what you just said. I believe that in accordance to the specific dialogue that you know, both countries are now engaged in, us people within my background and industry are very, you know, optimistic for Romania, specifically in emerging, you know, towns throughout Romania, because most Romanians are very willing to cooperate. They're open-minded. They're willing to experiment and take risks. Deoarece, după cum v-am mai spus, sunt dezvoltator economic și, cum v-am mai arătat, am mai scris și cărți. Venind aici, am realizat că foarte mulți români sunt deschiși la ideea de a investi, de a avea parteneriate cu persoane din Statele Unite.
Ce m-a încântat foarte mult este să văd această dezvoltare de la ultimele mele vizite sau de la primele mele vizite din 2008 până acum. And on top of that, I think Romania understands that the world has changed. De fapt, mi-am dat seama că România și-a dat seama că lumea se schimbă. There are options today on who to cooperate and collaborate with. Sunt oportunități cu cine să colaborez, cu cine să lucrez în ziua de astăzi. And that's why we're very, you know, happy to see that Romania is playing, you know, in an even playing field today. Și suntem foarte fericiți să vedem că România se joacă la un același nivel cu cei din Statele Unite. Because for the longest time before Romania ascended to the European Union, înainte de a trimite acestea către România, am trimis către Uniunea Europeană. Romanians and the Romanian market. România și marketul românesc. Were very limited. Erau foarte limitate. On when you can export and attract investment from. În legătură cu exportul sau cu atracția investitorilor în România. So it's really not Romania's fault. Nu este vina României. It's the fault of that era. Este probabil vina erei în care trăim. So I believe it's good for Romania to be proud. Este foarte bine pentru români să fie și România să fie mândră. Of what you have accomplished. De ce a realizat până acum. And therefore, we're here because we want to celebrate with you. De aceea suntem și noi aici pentru că vrem să celebrăm împreună cu dumneavoastră. Any other questions? No. Mulțumesc, Crăciun fericit și la mulți ani. Hai România, I want to give a shout out to my moșu meia in heaven right now, Ion Cornistan. Te iubesc, tati, and ne vedem. Pa, pa.